Sunt eroi cei care stau pe poziții în regiunea Donetsk, în ciuda faptului că sunt puternic atacați de artileria rusă. Așa îi numește președintele Zelenski. Oficialii ucraineni spun că luptele din peste 40 de sate au ucis cel puțin 2 civili și au susținut teroarea, care obligă oamenii să intre în adăposturile antiaeriene în fiecare noapte. Forțele ruse au lansat 5 rachete, 30 de lovituri aeriene și peste 100 de atacuri cu rachete cu lansare multiplă asupra țintelor ucrainene, a anunțat statul major al forțelor armate ucrainene. Situația na передовій суттєвих змін не зазнала. Найбільш жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем, протягом місяців вони гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках, на Донеччині, просто герої. În Lugansk, militarii curajoși întăresc pozițiile ucrainene și eliberează teritorii. Zelenski spune că pregătește vești bune. Forțele ucrainene au distribuit un videoclip cu un soldat care aruncă steagul rusesc pe pământ și îl arborează pe cel al Ucrainei în vestul Luganskului. Слава Богу!